a învins moartea. Toma a înviat Domnul Iisus după 3 zile, precum spusese. Și totuși, Toma nu credea. E imposibil până nu vă vedea semnul cărnii din mâna lui și coasele care a fost răpusă. Nu vei crede, nu vei crede până nu vei vedea. Dar oare cum putea Toma să nu creadă? O să timp de 3 ani și jumătate minunile Domnului Iisus, oare chiar nu înțelegea că Fiul lui Dumnezeu poate învia din morți cei om necredincios? Da, necredincios, dar oare dacă am fi fost noi, bine zici, dar oare dacă am fi fost noi, gândește-te că nici cei doi ucenici care mergeau în drum spre Emaus nu le-au recunoscut doar după ce aflând pâinea și le-a dat-o. Discutau copiii bisericii Betania în așteptarea prietenilor lor cu care trebuia să se întâlnească ca să se joace în pat. Dar, dintr-o dată, au văzut pe prietenii lor care le-au spus că ei stau de 10 minute și ascultă conversația, iar din curiozitate au întrebat. Ce tot vorbiți între voi? Unul Iisus a răstignit care după 3 zile a înviat? Da, și despre unul Toma, un ucenic care nu credea că Domnul Iisus a înviat, precum spusese că încă era cu ei. Dar așa pentru mine, eu niciodată nu am mai auzit că cineva ar fi putut învia din morți. Văzând că prietenii lor nu înțeleg, copiii bisericii Betania încep să povestească despre persoana Domnului Iisus și planul măreț pe care Dumnezeu l-a avut, adică mântuirea omenirii, precum găsim scris în Biblie în Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 3:16. Și viața Domnului Iisus a fost așa. Maria a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. A născut pe Domnul Iisus într-o iezle din Betleemul din Iudeia. Iar Domnul Iisus a avut ca tată pământesc pe Iosif, iar ca tată ceresc pe Dumnezeu. Diavolul a fost să-l apare pe Domnul Iisus pe regele Rod, dar Iosif este anunțat într-un vis de un înger să ia copilul pe mama lui și să fie regele. După moartea lui Rod, se întorc și locuiesc în cetatea Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat Nazarenean, cum scrie în Matei 2:32. Așa ni se spune în cuvântul lui Dumnezeu în Luca 2:53. Ce frumos eu eu aș vrea să fiu ca Domnul Iisus plină de înțelepciune, aș vrea să iubesc în exemplu. La vârsta de 30 de ani, mergea la Iordan pentru a fi botezat de Ioan, mici botezătorul. Ce istorie sire interesantă! Îmi pare așa de rău că nu am o Biblie ca să pot să citesc mai multe despre Domnul Iisus. El pare o persoană foarte specială. Și tot discutând copiii bisericii Betania despre istoria Domnului Iisus, prietenii lor află că
El a avut 12 cineți care l-au urmat oriunde mergea, că el a făcut multe minuni, că a fost vândut de ucenicul Iuda Iscariotianul pentru 30 de arginți preoților celor mai de seamă care vreau să îl omoare. Și după un proces ilegal făcut Domnul Iisus, după ce l-au scripat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au bărmuit, l-au dat în mâna dregătorului roman din vremea aceea, numit Pilat. Pilat vrea să scape pentru că nu găsea nicio vină în el. Îl biciuiește crezând că nu va fi nevoit să-l ia la moarte, dar la insistența iudeilor îl trimite pe dealul Golgota ca să mă răstigni pe o cruce pentru păcatele mele, ale tale, ale lumii întregi. Ce plan mele? În un împihinit moare pentru omenirea păcătoșii și salvator minunat. După ce moare, Iisus este îngropat în muratul lui Lăfustin animat. Dar a trei arziți a înviat din morți. Precum zice Scriptura, moartea nu l-a înfrânt. El e viu. Domnul Iisus, după înviere, se arată ucenicilor la tomba lui. Află de la ucenici că el a înviat, dar nu crede. Când dintr-o dată apare Iisus între ucenici și toată necredința lui Toma dispare pentru că îl vede viu. Cel mai mare Dumnezeu a cuvântul lui Iisus prin profeții. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este adevărat și are putere să schimbe vieți. Asta înseamnă că Domnul Iisus și pentru mine a murit. Chiar acum, chiar aici, vreau să-mi predau viața mâna Lui. Vreau să fiu iertat de păcatele mele și să devin un copil al cerului. Doamne, de azi sunt a Ta. Amin.